Sigur că visul pe care orice poet îl are, și anume să rămână după ce el pleacă din lumea aceasta fizică, să rămână în urma sa poezia, visul acesta este împlinit pentru Adrian Brunescu. A fost împlinit și înainte să plece dintre noi, a fost împlinit și în timpul vieții și puțini poeți au această șansă ca încă din timpul vieții să devină un obiect de uz popular. În al doilea rând pot să vă spun că Adrian Brunescu a scris atât de mult și atât de divers încât am avut bucuria să văd la cei mici sau la cei foarte tineri că au atins și dimensiunea poeziei sale de dragoste și dimensiunea poeziei sale de țară și poezia de meditație filozofică și probabil și poezia pentru părinți. De vorbit s-a vorbit frumos și nu o să vorbesc foarte mult, o să vă propun să trecem așa ca printr-un fel de potpuriu, printr-un fel de selecție, prin fragmente de poezie de Adrian Brunescu pe care le-am pus pe muzică și în finalul momentului meu, pe care dumneavoastră îl veți decide, pentru că niciodată nu rămân la microfon mai mult decât pulsează sala, să cântăm și câteva fragmente din mari piese ale Cenacului Flacăra. Puteți să deschideți puțin sunetul, să-i deschidem puțin, să se audă mai clar. Da? Nu vă supărați, câteva momente pierdute, dar cu siguranță le vom câștiga ulterior.